Cum vrea că deci vin românește, da? Sau cum este românește? Oare. Bun, păi e bucuria mea să-l să duc pe Constantin la seminarul Celbiț, pentru a cel puțin a doua oară la Fermateo, în seminarul nostru de lângă timpul, nu? Iar titlul că de astăzi este o conexie de căciuri. În coanță, în mecă, plăcă, căciuri. Da, mulțumesc. Așa cum sugerează și titlul, voi vorbi astăzi despre principiile logice. Voi folosi ca fiind sinonime expresiile adevăr logic și principiu logic. În literatură se folosește expresia adevărul logice, dar nu prefer această expresie deoarece substantivează, de fapt, ceea ce este un adjectiv și anume termenul de adevăr. Când spunem adevărul logice, deja nu prea știm la ce ne referim. Adevărul fiind, de fapt, o proprietate a ceva. Ceva substanțial. Și întrebarea este, în virtutea ce sunt adevărate principiile logice? Sau ce face adevărate adevărurile logice? Obiectivul lucrării este să prezinte și să analizeze principalele interpretări ale principiilor logice, și anume ca principii ontologice, ca generalizări empirice și ca convenții lingvistice. Teza mea este că principiile logice sunt convenții non-arbitrare care se referă la utilizarea anumitor termeni, și anume a termenilor logici. Aceste principii logice sunt definiții implicite ale termenilor logici sau consecințe ale acestor definiții într-un anumit cadru lingvistic. Și acest lucru va fi precizat pe parcurs. Deci, prefer o anumită variantă a celei de-a treia interpretări, și anume principiile logice a precum convenții lingvistice. Strategia argumentativă este un fel de incoerență la cea mai bună explicație. Mai întâi voi argumenta că principalele două tipuri de interpretări nu sunt rezonabile, de astfel o alternativă este preferabilă. Și prin urmare voi argumenta că o anumită variantă a celei de-a treia interpretări este mai bună, deoarece ne ajută să explicăm anumite proprietăți în general atribuite logice, precum caracterul analitic, caracterul a priori, caracterul necesar și, de asemenea, explică și rolul ei în cercetare. Logica are o anumită funcție epistemică, așa cum am argumentat și în prezentarea anterioară de la Celsus. Aceasta este structura generală. Mai întâi voi exprima câteva remarci metodologice, după care voi prezenta anumite instanțe, principale instanțe sau cele mai recente ale acestor tipuri de interpretări. Voi începe prin a prezenta principale instanțieri, în acest caz și cele mai recente, ale ideii că principiile logice sunt principii ontologice și avem o interpretare metafizică a principiilor logice propusă de Thomas Tako, apoi o abordare invariantistă care dezvoltă anumite idei pornind de la Tarski, Gilles Scher, după care voi prezenta cea de-a doua mare interpretare a principiilor logice, și anume principiile logice ca principii empirice, ca ipoteze sau generalizări empirice. Firește, de fiecare dată, după ce voi prezenta viziunea respectivă, voi aduce și niște obiecții personale sau din literatură. În cea de-a patra parte a prezentării voi expune principalele idei ale viziunii conform căreia principiile logice sunt principii regulative ale cercetării sau, așa cum am spus, sunt convenții într-un anumit limbaj. Întâi câteva remarci metodologice. Conform interpretării ontologice, principiile logice sunt adevăruri necesare care descriu cea mai generală structură a lumii.
despre structura generală a tot ceea ce este actual și posibil. În măsura în care principiile logice sunt interpretate, sunt gândite ca principii ontologice, firește ne putem întreba. Avem? Cum putem testa în principiu asemenea ipoteze că principiile logice sunt principii ontologice? Că descriu cea mai generală structura lumii. Avem noi acces în principiu la această structură generală a realității? Există o cunoaștere a acestei structuri? Și mai general, uneori ideea se exprimă, o exprima un filozof al științei, logica este fizica obiectului în genere. Și atunci ne putem întreba, există o cunoaștere a obiectului în genere sau a celei mai generale structuri? Dacă principiile logice sunt ipoteze empirice și astfel contingente, pot ele fi testate principiile logice în aceeași manieră ca și celelalte ipoteze empirice? Satisfac principiile logice acest criteriu al testării empirice? Așa cum sugerează și tonul întrebării, doar răspunsul meu va fi negativ. În sfârșit, dacă principiile logice sunt convenții non-arbitrare pentru utilizarea termenilor logici într-un anumit cadru lingvistic, atunci ar trebui să putem arăta că, odată ce cunoaștem semnificația termenilor logici dintr-un anumit cadru lingvistic, atunci nu mai avem nevoie de nimic altceva pentru a întemeia adevărul acestor principii. De asemenea, în general se argumentează că dacă principiile logice, și se poate extinde și la cele matematice, dacă ele nu au un fundament în realitate sau nu au o structură corespondentă în realitate, atunci sunt arbitrare. Voi discuta mai pe larg acest aspect. Și tot aici va trebui să arătăm de ce, deși nu au un temei sau o structură corespondentă în realitate, totuși ele nu sunt arbitrare. Bun. Voi începe prin a prezenta principală ideea de interpretare ontologice a principiilor logice. Această interpretare ontologică este foarte veche. Ea a fost susținută, de fapt, încă de Aristotel. El susținea despre principiul metafizic, principiul non-contradicției, cel mai cert dintre toate principiile, că este un principiu adevărat despre obiecte, despre fapt. El se referă la trăsăturile obiectelor, el se referă la ceva real. Într-un anumit sens și Bertrand Russell a susținut această idee, dar tânt în anumit sens și nu pe toată perioada activității sale. Există o formulare a lui destul de des întâlnită și anume că logica se ocupă de lumea reală, la fel ca și zoologia, deși se ocupă cu trăsăturile sale cele mai abstracte și generale. Da? Cred că Peter Hilton avea dreptate când vedea interpretarea, că era să vrea să spună că obiectele abstracte, care sunt obiecte de studiu pentru logică, sunt și ele parte din lume. Și atunci, în sensul acesta, logica se ocupă cu lume. Pentru că s-ar ocupa cu fapte din natură. Dar, recent, avem de-a face cu interpretări, deci se întâlnesc în literatură interpretări ontologice ale principiilor logice. Cu acest domn am avut șansa și privilegiu să discut de curând la Helsinki. El este unul din susținătorii ideii că logica se ocupă cu realitatea, principiile logice și principiile ontologice. Argumentul lui Tacco pentru această idee reînvie cumva tradiția leibniziană. Conform lui Tacco, o propoziție este un adevăr logic, dacă și numai dacă, este adevărată în orice configurație posibilă genuină a lui. Adică Leibniz spunea de lucrurile logice, principiile logice și matematice sunt adevărate în toată lumea posibilă. Dacă este puțin mai prudent, ar trebui să spună, nu sunt adevărate în toată lumea posibilă. Și impune o restricție. Și anume, sunt adevărate în toate lumile posibile, a căror structură, în esență, este similară
faptul de identitate cu structura metafizică a lumii noastre. Asta este semnificația religiei. Cum argumentează el? El consideră că această posibilitate genuină este dată de posibilitatea metafizică, de vreme ce numai modalitatea metafizică poate asigura corespondența între structura unei lumi posibile și structura realității. Principiile logice sunt necesare pentru că sunt adevărate în virtutea naturii oricărei situații sau obiect și proprietate, astfel ajungând la ideea că logica este cea mai generală știință. Acum, argumentul pus în alți termeni ar fi cel de felul următor. Metafizica ne dă structura cea mai generală a lumii și logica este întemeiată în metafizică. Principiile logice descriind această structură a realității. Firește, acum ne putem întreba, deci, dacă el spune principiile logice sunt adevărate în toate configurațiile posibile, genuine ale lumii, atunci ne putem întreba, bun, dar cum identificăm o asemenea configurație posibilă, genuină a lumii? În măsura în care identificăm această structură pe baza principiilor logice, adică o anumită lume posibilă este o configurație posibilă, genuină a lumii, în măsura în care este în acord sau respectă principiile logice, atunci ajungem la o circularitate. Deci dacă nu putem identifica altfel o asemenea lume posibilă decât pe baza principiilor logice, definiția este circulară. Și aici se declară ce este circulară. Deci dacă definiția, care era concluzia, dacă o propoziție este un adevăr logic, dacă și mai dacă este adevărată orice configurație posibilă genuină a lumii, și o configurație posibilă genuină a lumii este o lume posibilă care este în acord cu principiile logice, atunci ceea ce avem în definire, după regresiune în definire, ce întâlnește la circularitate. Însă, Gustavo ne sugerează că această structură a realității, care trebuie să fie prezentă în toate configurațiile posibile ale lumii, poate fi identificată pe baza metafizică. Și așa cum menționam pe scurt anterior, metafizica ne dă această structură fundamentală a realității și treaba logică este doar să reprezinte formal aceste rezultate ale metafizice. Firește, o consecință din aceste afirmații. Și Taco, într-adevăr, acceptă acest lucru. Este că, din moment ce sarcina logică este doar să reprezinte formal această structură a realității, logica n-ar fi necesară pentru metafizică. Nu este necesar să reprezinte formal această structură. Dar, oricum, mergând mai departe și acceptând ideea că metafizica ne dă această structură fundamentală a realității și logica doar reprezintă formal această structură, ne putem întreba, bun, dar cum ajungem noi să cunoaștem această structură fundamentală a realității, în măsura în care se spune că există un. Dacă presupunem că o cunoaștem a posteriori, deci pe baza experienței, atunci, ce temei avem să spunem că această structură este structura fundamentală a realității? Pentru că nici cea mai bine asigurată teorie fizică, în prezent, nu are certitudinea că ceea ce ne relevă este chiar structura fundamentală. Sau, cel puțin, filozofii științei mai critici nu cred că sunt de acord cu această afirmație. Orice cunoaștere este deschisă experiențelor viitoare. Dacă presupunem că această structură este cunoscută în mod a priori, deci prin gândirea pură, așa cum vreau, de fapt, metafizicienii în general, o cunoaștere prin gândirea pură sau a realității, atunci ne întoarcem la raționalism. Și, iarăși, în acest caz, nu avem niciun temei rezonabil pentru a aserta că avem o asemenea cunoaștere a priori despre fapt. Și argumentele în favoarea unui argumentele împotriva unei cunoaștere a priori despre fapte, deci argumentele împotriva sinteticului a priori sunt destul de numeroase. Se poate enunța, de exemplu, numai faptul că și
filozofii care și-au propus o cunoaștere prin gândirea fără asupra realității și-au construit sisteme metafizice, au ajuns în contradicție. Nu este, nu este cunoaștere dacă nu este supusă controlului. Acesta este conceptul. Mai mult decât atât, putem să mergem și mai departe cu critica și putem să analizăm un caz concret. El consideră, de exemplu, că principiul non-contradicție sau legea non-contradicție poate fi gândită, și pentru el, de fapt, chiar este, un principiu ontologic. Această lege ne spune că o proprietate sau un atribut nu poate în același timp și să aparțină, să nu aparțină aceluiași obiect din același punct de vedere și în toate configurațiile, în toate mulțimile de configurații posibile. Cel generalizează pe definiția aristotelică la mulțimea de semne de un posibil. Ceea ce s-a remarcat, ideea aceasta a fost prezentată chiar și critica a fost formulată chiar de Ernest Neigel, filozofa logicii, dar și al științei, în articolul său Logic Without Ontology. Și anume că, de fapt, când formulăm această lege a non-contradicției în acest fel, noi îi oferim o formulare autoprotectoare. Pentru că această formulare a legii o salvează de orice test empiric. Deci, practic, dată fiind această formulare a legii non-contradicției, noi nu putem construi un test empiric pentru testarea. De ce? Pentru că întotdeauna, dacă luăm, de exemplu, luăm o anumită monedă și spunem, iată, se încalcă legea non-contradicției pentru că este și circulară și non-circulară. Apărătorul ce ne va spune? Bun, dar este circulară dintr-un anumit punct de vedere și non-circulară din alt punct de vedere. Dacă mai departe specificăm această perspectivă, tot vom vedea că sunt anumite proprietăți care sunt inconsistente în anumit sens. Dar și de această dată se va modifica perspectiva. Deci un apărător al legii non-contradicției, formularea sau ontologică, ne va spune, este imposibil să găsim un contraexemplu la această lege, pentru că realitatea, în esență, este constituită după acest principiu. Mai mult decât atât, putem observa că, de fapt, în formularea aceasta, care se vrea fi ontologică, a legii non-contradicției, avem, de fapt, expresii care trimit la o perspectivă epistemică. De exemplu, ce înseamnă aceeași perspectivă? Asta înseamnă punct de vedere. Deci nu este o formulare strict ontologică. Și, de fapt, ceea ce se ascunde în această interpretare a legii non-contradicției este ideea că, de fapt, această lege, acest principiu, este o condiție de posibilitate pentru utilizarea anumitor expresii. De exemplu, dacă spune că un diametru nu poate avea și 2 cm și 3 cm. Faptul acesta, imposibilitatea aceasta pentru un diametru, cer să aibă și 2 cm și 3 cm, derivă din faptul că noi utilizăm aceste expresii, 2 cm și 3 cm, pentru a formula rezultate diferite. Deci expresii, datorită modului în care expresiile sunt utilizate, un obiect nu poate avea și o proprietate și negația acestui obiect. Bun, deci aceasta ar fi prima interpretare metafizică sau ontologică a principiului. Este cam scurt, a fost. În mod normal, până la 7 și 10. Cea de-a interpretare ontologică a principiilor logice, pe care o voi prezenta, este a doamnei Guilacher. Este relativ mai accesibilă decât discursul lui Taco despre lucruri posibile. Conform Guilacher,
principiile logice sunt întemeiate, au un temei în realitate, datorită definiției, model teoretic a relației de consecință logică. Și anume, conform acestei definiții, un set de propoziții gamma, implică o propoziție sigma, dacă este imposibil ca premisul să fie adevărat, deci concluzia să fie falsă. Însă, cum orice noțiune de adevăr, conform Julie Shelley, implică o corespondență cu realitatea, asta înseamnă că trebuie să avem o relație corespondentă pentru relația de consecință logică și la nivelul realității. Cu alte cuvinte, dacă avem o relație consecință logică, asta înseamnă că adevărul premiselor garantează adevărul concluziei. Și cum orice noțiune de adevăr presupune corespondența, pentru a fi adevărate premisele, trebuie să avem niște stări de fapt pe care le fac adevărate. Și corespondent relației de consecință logică, vom avea o relație corespondentă de, pornește necesitare puternică. Strong necessitation. În acest fel, prin medierea adevărului, avem o întemeiere a relației de consecință logică în realitate. Deci, logica este întemeiată în realitate via adevărului. Cum se exprimă ea? În cazuri non-triviale, adică trebuie să excludă situații care par triviale, o propoziție este o consecință logică a unui set de propoziții, dacă și mai dacă faptele care fac adevărate premisele întemeiază, într-un anumit mod, necesită faptele care fac adevărată concluzie. Asta este pe scurt viziunea la Bichel. Deci că datorită asumțiilor puternice, care stau în spatele acestei interpretări, multe critici pot fi ridicate. Unele dintre ele chiar au fost făcute. De exemplu, conform acestei interpretări, pentru a arăta că o anumită propoziție nu este o consecință logică a unui set de propoziții, ar trebui să găsim, de fapt, o situație în realitate corespunzătoare concluziei, care nu decurge. Adică trebuie să găsim o situație în realitate în care premisele sunt adevărate și concluzia este falsă. Dar nu avem nevoie de așa ceva. Pentru a invalida relația de consecință logică, este suficient să găsim un model posibil în care premisele sunt adevărate și concluzia este falsă. Deci nu avem nevoie să găsim un model de fapt în care premisele sunt adevărate și concluzia este falsă. Ceea ce sugerează, evident, că nu avem nevoie de cel de-al treilea nivel. Ceea ce automat ar infirma de aici central și că relația consecință logică este întemeiată în realitate. Mai mult decât atât, mergând mai departe, ea consideră că această relație de la nivelul realității este exprimată de legile matematice. Și această relație de necesitate puternică este exprimată de legile matematice. Și atunci nu mai avem în final un fel de matematism, pentru că relația de consecință a fost logicism. Relația de consecință logică este întemeiată într-o anumită relație formală matematică. Dar, chiar dacă acceptăm acest lucru, atunci ar însemna că logica clasică, dacă avem aici o consecință logică, logica clasică, ea va fi întemeiată în relațiile formale exprimate de matematica clasică. Dacă avem o relație de consecință logică în logica intuiționistă, aceasta va fi întemeiată, și ea exprimă acest lucru explicit, în relațiile formale exprimate de matematica intuiționistă. Dar totuși, consecințele celor două logici sunt diferite. Și atunci, cum se poate să întemeiem în realitate și un set de principii logice, cele clasice, și un set de principii logice, cele intuiționiste, și totuși ele sunt diferite. Practic este imposibil, din moment ce presupune că structura realității este și relațiile formale ale realității sunt
Mai degrabă asta ar însemna, cum sugerează și, și Rosberg, că ceea ce întemeiem, că în ceea ce noi întemeiem relația de consecință logică, sau întemeiem această relație nu în realitate, ci de fapt în reprezentarea formală a realității, care se poate face în diferite teorii matematice. Mai mult decât atât, ar trebui impusă o... Aceasta e mai mult o sugestie. Ar trebui impusă o restricție asupra teoriilor matematice care se vor a reprezenta această, această structură a realității și anume să fie categorice. Dacă teoria matematică este non-categorică, înseamnă că se aplică în, în domenii cu structuri diferite. N-ar mai putea întâlnea relația de consecință logică care trebuie să fie o. Acestea fiind spuse, avem temeiuri să considerăm că această interpretare ontologică a principiilor logice, datorită asumțiilor puternice pe care le facem și mai îndreptat, anumitor presupoziții neîntemeiate și greu de susținut, suntem motivați să căutăm o alternativă pentru o mai bună înțelegere a principiilor. De urmare, vom trece la cea de-a doua mare interpretare a principiilor logice și anume interpretarea empirică. Principiile logice nu este ca principii empirice. Această viziune, probabil și mai veche, dar într-o formă relativ canonică, a fost dată de John Stuart Mill. El susținea atât pentru principiile logice, cât și pentru cele matematice. Sunt propoziții de același tip cu cele ale științei. Și logica și matematica se referă la lumea reală. Numerele vorbesc despre clasă de obiecte. Această interpretare empirică a principiilor logice a fost susținută de filozofii care au abandonat asumția raționalistă prezentă în cele mai multe interpretări ontologice și anume că avem o cunoaștere a priori asupra realității. Dar din moment ce abandonăm acest ideal raționalist, că avem o cunoaștere în gândirea pură despre fapte, atunci singura modalitate de a cunoaște realitatea este prin experiență. Dar experiența, așa cum spunea Hume, nu ne dă decât faptul, decât contingență. Pentru că chiar dacă o anumită ipoteză a fost testată de N ori și a fost confirmată în aceste cazuri, deci nu rezultă că în cazul expresiunea nu poate fi confirmată. Ceea ce conduce la ideea că dacă principiile logice sunt generalizări empirice, ca și propozițiile altor științe actuale, în acest caz principiile logice își pierd caracterul necesar. În această viziune, principiile logice nu mai sunt necesare. Așa cum se exprima Heyer, dintr-un punct de vedere empirist, trebuie să spunem că aceste principii logice și matematice nu sunt, fie nu sunt necesare, și asta trebuie să explicăm convingerea general acceptată că ele sunt necesare universale și universale, sau putem să spunem că ele sunt în continuare necesare, dar nu au conținut factor. Așa cum spunea empiriștii. Deci, cu alte cuvinte, filozofia empirist trebuie să se decide între două, să decide între două opțiuni. Fie sunt despre lume aceste principii logice și atunci nu sunt necesare, fie sunt necesare, dar nu sunt despre lume. Dacă sunt despre lume, cunoașterea prin intermediul experienței ne dă doar, contingența și atunci nu pot. Foarte pe scurt, câteva idei despre Mill considera că principiile logice sunt cele generalizări empirice, care au fost confirmate într-un număr foarte mare de cazuri și acest număr mare de confirmări ne face să credem că ele sunt necesare și universale și că, deși în principiu este posibil
este posibilă, nicio instanță negativă care să le infirme undeva nu va apărea. Fiind de aceeași natură ca și celelalte propoziții din științele empirice, metoda de testare a acestor propoziții ar trebui să fie similară, chiar identică. Cu alte cuvinte, un principiu logic, transpus sub formă de reguli de inferență, este invalidat de experiență, în măsura în care găsim o situație care face premisele adevărate și concluzia falsă, situație de fapt. În aceeași manieră ca la șer. Ce putem spune? Bun, putem fi de acord că principiile logice sunt, pot fi descoperite și învățate, în mod inductiv de la fapte, dar de aici nu rezultă că ele sunt cunoscute și pot fi cunoscute numai a posteriori. Ele pot fi cunoscute în mod a priori. Așa cum vom vedea puțin de curs. Mai mult decât atât. Dacă considerăm un argument, fie în modus ponens, conform viziunii lui Mill, pentru invalidarea lui ar trebui să găsim o situație în care premisele sunt adevărate și concluziile sunt false. Însă, conform înțelesului termenilor logici care apar în această schemă de inferență, și conform implicații și conform conjuncții, dacă acceptăm aceste înțelesuri, este imposibil să găsim o situație în care premisele sunt adevărate și concluziile sunt false. Ceea ce ne-ar sugera că o asemenea regulă de inferență nu poate fi afirmată de către fapt. Ea este validă, ar putea fi considerată invalidă, numai dacă schimbăm înțelesul acestor termeni logice. Și, în cele din urmă, dacă am considerat că principiile logice sunt testate în aceeași manieră ca și principiile, ca și ipotezele din știință, atunci, ce ar însemna? Noi când testăm o ipoteză științifică, care este foarte generală, deducem consecințe din aceasta, pe cale logică, și apoi confruntăm acele consecințe cu observațiile. Dacă avem un rezultat negativ, de regulă noi nu respingem principiile logice. Asta este metodologia. Nu respingem principiile logice pe baza cărora au fost deduse consecințe. Și respingem consecințe. Și astfel, în modus tollens, putem respinge ipoteza la care am încercat sau un anumit conjunct din el, dacă este mai amplu. Prin urmare, în măsura în care am acceptat o asemenea testare a principiilor logice, ar fi foarte dificil, dacă nu imposibil, să mai înțelegem în ce constă testarea. Și atunci când testăm o ipoteză științifică, trebuie să considerăm ca ceva dat. Deci, nu le putem testa pe ele. Ele sunt condiții de posibilitate pentru testarea ipotezei științifice. Bun. Acum, probabil cea mai cunoscută interpretare empirică a principiului logic este cea de Quine. Quine acceptă prima variantă a filozofului empirist. Adică el consideră că toată cunoașterea umană are același statut și adică este a posteriori. Nu avem altă cale de accede la adevăr decât prin testarea ipotezelor despre lume. Și atunci el acceptă principiile logice sunt despre lume, ca și celelalte propoziții, și atunci ele sunt, nu sunt necesare. Deci acceptă primul disjunct din asumția aceasta empiristă pe care am amintit-o anterior. El consideră, așa cum am spus, că logica și matematica sunt și ele despre lume și atunci pot fi testate, deși indirect, caz în care ele nu sunt necesare. Cum consideră el că sunt testate aceste propoziții ale logice și matematice? Ei bine, ele nu sunt confruntate direct cu experiența, cu observațiile, ci sunt testate indirect. Adică atunci când testăm o ipoteză, o teorie, o ipoteză științifică, noi considerăm acea ipoteză științifică în conjuncție cu anumite propoziții matematice. Luăm în conjuncție. În măsura în care acea ipoteză științifică este confirmată de către parte, asta înseamnă că și
conjunctul logico-matematic implicat în această lucru este confirmat. Dacă este infirmată, atunci avem și o infirmare a, a conjunctului logico-matematic. Firește, pentru coaina, atât logica, cât și matematica, datorită situării lor relativ centrale în sistemul total al științei, sunt greu susceptibile de schimbare, numai în cazuri extraordinare. Apelăm la revizuirea acestor lucruri. Totdeauna când avem un conflict cu experiența, operăm schimbările cele mai mici în sistem, pe baza principiilor simplicității și conservatorismului. Asta ar fi foarte pe scurt, misiunea Coelianu. Asumția lui naturalistă, așa cum am menționat, este că nu există decât o cunoaștere a postului. Nu avem cunoștință. În urmare, chiar și cunoașterea logicii este tot a posteriori. Conform definițiilor lor pe care le acceptă despre adevărul logice, despre principiile logice, o, niște definiții substituționale, această definiție a adevărului logic ne spune că o propoziție este un adevăr logic dacă rămâne adevărată sub toate substituțiile termenilor non-logici de structură. Și în mod similar este definită consecința logică. Ei bine, dacă acceptăm aceste lucruri și le acceptăm, putem să construim un argument foarte interesant, așa cum George Shapiro l-a construit, să arătăm că ideea coineană că logica este a posteriori este de fapt falsă. Acest argument arată că dacă acceptăm metateoria logicii, și anume mai precis din completitudinea logicii, că întâi este logica pentru coineană, rezultă că logica este a priori. Argumentul merge în felul următor. Dacă putem să ne uităm de la premisa 3. Dacă o propoziție este un adevăr logic, atunci, atunci este satisfăcută de toate modelele. Adică nu există un model în care iasă celălalt. Asta este adevărul logic. Ei bine, dar datorită completitudinii, dacă ea este un adevăr logic, atunci adevărul este demonstrabil în sistemul instalat al deducției. Însă, deducțiile ca atare nu sunt empirice, nu sunt observate. Și asta înseamnă că putem să întemeim un adevăr prin deducțiile și pe o cale non-empirică. Asta este însă definiția cunoașterii a priori. Dacă putem întemeia un adevăr independent de experiență, asta înseamnă că este a priori. Deci din metateoria logicii în principiu, că și din competiție, rezultă că orice adevăr logic, orice propoziție logică adevărată este a priori. O altă critică, făcută de această dată din perspectiva fizicii, a filozofiei fizicii, se leagă de ideea coineană că noi testăm logica și matematica punându-o în conjuncție cu celelalte ipoteze, din știința factuală. De exemplu, Coine ar considera că atunci când testăm teoria generală a relativității, noi o vedem ca o conjuncție foarte largă, în care avem mai mulți conjuncți. Ecuațiile în care de Einstein, apoi teoria coineană a transformărilor și teoria riemanniană a, nu știu cum se traduce, a varietăților. Asta este așa. Și atunci, ceea ce fac cel experimentul lui Eddington, este să împrăștie confirmarea empirică asupra întregii conjuncții, deci implicit și a părții matematice. Asta ar fi viziunea lui Coine. Însă, așa cum remarcă Michael Friedman, aceasta nu este o reprezentare corectă. Nu e un argument foarte puternic, dar depinde și de ce viziunea lui. Pentru că acest fundal matematic al teoriei relativității nu este un conjunct în teorie, ci este mai degrabă o condiție de posibilitate pentru însăși formulare. Deci, cu alte cuvinte, logica și matematica, în cadrul acestui sistem, în cadrul sistemului total al științei, nu sunt niște conjuncți,
Și sunt niște condiții de posibilitate care fac posibile formularea, testarea și formularea și testarea teoriei. Alte lucruri. White, cred că, confundă două relații în cadrul acestui sistem, și anume relația de conjugare cu relația de presupunere. Deci, conjunctul teoriile logico-matematice nu sunt conjuncți în acest sistem total al științei. Și mai degrabă sunt condiții de posibilitate pentru comparație celorlalte. Și în sensul acesta, ele sunt foarte diferite. Deci o propoziție P presupune o altă propoziție Q în măsura în care Q-ul este o condiție necesară pentru chiar posibilitatea sau sensul. Și poate cuvântă fără un fundal matematic, teoria relativității nu ar fi posibil. Ne putem să formulez. Mai multe. Aici exprimă în alți termeni ideea aceasta că principiile logico-matematice, accentul vocal în cele logice, sunt condiții de posibilitate, sunt factori constitutivi. Orice teorie, fie ea și teoria relativității, implică anumite principii constitutive, care sunt necesare și orice asemenea teorie trebuie să spune asemenea. Și se pare că, cel puțin conform lui Friedman, Carnap este acela care a relativizat ideea kantiană că orice teorie, deși cred că de la Reichenbach vine, a relativizat ideea kantiană că orice teorie presupune anumite principii a priori. Și atunci, putem accepta că logica și matematica sunt revizuibile, ca părți integrale ale sistemului total al științei, dar revizuirea lor nu este de același tip ca și revizuirea teoriilor empirice. Nu este la același nivel. Deci, cu alte cuvinte, n-ar avea sens să afirmăm că însăși fundalul logico-matematic înfruntă acest tribunal al experienței. Și un citat foarte interesant este acesta din Carnap, din articolul Quine și adevărul logic, care este un răspuns la articolul lui Quine, Carnap și adevărul logic. Carnap face o distinție între două tipuri de modificări care pot surveni în sistemul total al științei. Deci ambii sunt holiști, acceptă că întreaga noastră cunoaștere constituie un întreg, însă trebuie să acceptăm două tipuri de revizuiri care pot avea loc în sistemul total al științei, și anume o schimbare poate fi aceea a unei propoziții. Este o ipoteză, avem o ipoteză, o confruntăm cu faptele și faptele infirmă această propoziție. În acest caz este foarte simplu să-i schimbăm valoarea de adevăr. Acest lucru se întâmplă în mod obișnuit în practică. O altă schimbare este o schimbare Carnap pornește de primul, o schimbare de primul tip. Aceasta este o schimbare radicală. Ea constă în schimbarea însăși cadrului logico-matematic în care este formulată acea teorie. Ori o asemenea schimbare nu apare în fiecare zi. Este o schimbare a presupozițiilor, în termenul una paradigmă. Framework-ului lingvistic, a cadrului de principii constitutive, practica respectivă. Cum timpul este foarte, foarte scurt, voi lăsa deoparte o ultimă interpretare a principiilor logice ca principii empirice, propuse de termenul meu, o interpretare recentă de altfel.
foarte pe scurt, foarte pe scurt că mergem mai departe. În sfârșit, dat fiind, am văzut că avem motive serioase să ne îndoim de validitatea acestor două mari interpretări ale principiului biblice. În primul rând, datorită asumțiilor ontologice foarte substanțiale pe care le face prima interpretare cea ontologică. Și apoi, datorită unei viziuni astrologice care neagă multe caracteristici, care în mod general și mai ales în practica reală a logicii, sunt atribuite și anume necesitatea logicii. Este pierdută de interpretarea empirică, dar și de anumite criticilor, care unele le-am văzut. Cred că este nevoie să căutăm o altă interpretare a principiilor logice, care să confere acest caracter necesar, universal, teoria analitică a principiilor logice. Reamintesc, așa cum am văzut la Kama, aceste principii constitutive sunt principii analitice. Atunci când principiile constitutive ale unui framework sunt de mai multe tipuri, însă principiile logice sunt un tip de principii constitutive. Ca atare, ele sunt analitice. Sunt adevărate în acel framework logistic, datorită semnificațiilor termenilor logici din acel cadru sau framework. Am văzut că, chiar dacă abandonăm asumția raționalistă că avem o cunoaștere din gândirea pură despre realitate și acceptăm că avem o cunoaștere despre realitate numai pe bază de experiențe, tot avem două opțiuni. Să considerăm că principiile logice sunt despre lume și atunci sunt non-necesare, sau să considerăm că sunt necesare și nu sunt despre lume. În moment ce am abandonat asumția raționalistă, din moment ce am văzut că nu este rezonabil o asemenea interpretare, ne rămâne să explorăm această opțiune. Și avea principiile lor ce sunt necesare, dar nu sunt necesare. Ceea ce eu consider că este și adevărat. Ei bine. Aceasta a doua soluție, și anume să considerăm că sunt necesare, dar nu sunt despre lumea, a fost dezvoltată în mod sistematic de empiriștii logici. Și soluția lor pentru a salva caracterul necesar al principiilor logice și matematice a fost să considere aceste principii ca fiind niște convenții, niște propoziții adevărate în virtutea limbajului, mai precis în virtutea semnificațiilor a multor termeni. Foarte pe scurt, ca să nu lucrez în abstract, dacă vă gândiți la legea nu contradicției, legea terțului exclus la monus ponens, în cazul logicii, și asta este și în practica curentă a logicii, un asemenea principiu este adevărat în virtutea semnificațiilor termenilor logici. Dacă ai principiul non-contradicției A sau doamna, ca să vezi dacă este adevărat, nu trebuie să faci teste empirice. Este suficient să cunoști semnificația termenului. Și mai departe. Bun. Deci, ei acceptă că avem cunoaștere despre realitate numai pe bază experienței. Și atunci să salveze necesitatea proprieților logice și matematice, le consideră că neavând conținut factual. Nu vorbesc despre experiență. Exemplu, un argument pentru această idee, într-o formă mai sistematică, se găsește la Hans Hahn, un membru al cercului de la Viena, profesor și la CNU, unde consideră că propozițiile sunt propoziții care spun ceva despre fapte și propoziții care exprimă numai modul în care noi utilizăm termenele. Principiile logice nu spun nimic despre obiecte de niciun tip, deci, și care este fizica obiectului în general. În urmare, principiile
teologice nu vorbesc despre obiecte, ci doar despre modul nostru de a vorbi despre obiecte. De exemplu, foarte simplu, dacă avem acest principiu logic explicat aici. Dacă pe sau pe și nu, pe mare domnul care poate fi scris și care e diferență. Obiectul A este roșu sau albastru, nu este roșu, pe mare este albastru. Ei bine, concluzia aceasta derivă din premisă în virtutea semnificației termenilor logici. Și anume, în virtutea disjuncției, negației și semnificației. În măsura în care cineva nu ar fi de acord că această concluzie decurge din premisă, asta n-ar însemna că el ar avea o viziune diferită despre legile realității, despre modul cum funcționează. Și asta însemna pur și simplu că el nu dorește să vorbească același limbaj ca și noi. Este ca atunci când jucăm un joc de șah și facem niște mutări ale pieselor după anumite reguli. Dacă cineva nu acceptă o anumită mutare, de exemplu, mutarea de bun, asta înseamnă că nu acceptă regula care guvernează acel joc. Mutabis mutandis, dar nu se întâmplă și aici. În măsura în care nu recunoaștem că această, nu vrem să acceptăm că această concluzie derivă din premisă, asta înseamnă că nu acceptăm regulile care guvernează utilizarea acestor termeni în limbajul nostru. Putem să ne întrebăm, în măsura în care principiile logice sunt adevărate numai în virtutea semnificațiilor termenilor logici, atunci ce utilitate mai are? Nu vorbește despre realitate, este, s-ar părea, în toată fiind analogia, care este doar parțială, pe care am făcut-o, este doar un joc cu semn și cu dar, care mai este utilitatea. Dacă propozițiile logice nu spun nimic despre realitate, la ce mai servește? Un răspuns posibil, care este sugerat chiar de Hans Hahn, este că logica este utilă pentru că noi nu suntem omniscienți. Ideea este că termenii logici sunt introduși în limbaj, deci aceste particule logice, și sau nomuri care ar fi și așa mai departe, sunt introduse în limbaj exact pentru faptul că noi nu suntem omniscienți. Un exemplu care să ilustreze această idee poate fi acesta. Exemplu. Dacă sunt întrebat despre rochia portată de Miss Emma ieri și nu mai amintesc culoarea acestei rochii, aș putea să spun, a fost roșie sau albastră? Sau pot spune, nu a fost galben. Deci, datorită lipsei cunoștinței în cauză, nu mă folosesc de aceste particule logice. În măsura în care aș avea o cunoștință despre acest fapt, n-aș mai avea nevoie de aceștia termeni. Și aș spune direct, a fost roșie. Deci, ce rost ar mai avea să utilizez acești termeni dacă aș avea o cunoaștere, dacă aș fi omniscient, aș avea o cunoaștere. Este o sinteză a ideii că acceptând cele două tipuri de revizuit din cadrul sistemului total al științei despre care am văzut anterior și rămânând la primul tip de schimbare, adică această schimbare radicală și insistând pe ideea de framework lingvistic și pe ideea că principiile logice în acest caz sunt principii constitutive ale framework-ului lingvistic adevărate în virtutea termenilor logici din acel framework, atunci aceste principii, cum s-a văzut și pe cele două exemple, sunt niște reguli gramaticale și de inferență după care putem opera în acel framework lingvistic. Dat fiind acest statut al lor, atunci evident ele sunt analitice, sunt a priori, vin odată cu framework. Nu recunoaștem via experiență. Și, în același timp, sunt constitutive pentru framework. Ele definesc acel framework. Dar sunt și regulative pentru activitățile din cadrul acelui framework. Din moment ce accepți acel framework,
În acel framework, aceste principii sunt necesare. Pentru că dacă accept framework-ul, accept și semnificația acelor termeni. Dacă accept semnificația acelor termeni, principiile nu pot fi negate. Negația lor conduce la contradicție. Firește că acceptarea framework-ului ca atare este cea conduce. Nu acceptăm pe termenul pragmatic, dacă este mai utilă pentru atingerea anumitor obiective. Dar din moment ce am acceptat acel framework, principiile devin necesare în acel framework. De exemplu, în logica clasică, legea terțului exclus este necesară. Universal arată și este necesară. În acest caz, lingvistică, a logicii clasice, dacă îmi fac intuiționist și acceptăm un framework intuiționist, pentru scopurile construirii unei matematici intuiționiste, atunci nu mai este valabil acest dar în acel framework, în acest framework este necesar. Deci necesitatea aici este relativă la așa cum am spus, decizia adoptării unui anumit framework este un acord de genul. Alegem ce framework să adoptăm pe baza referilor noastre. Nevoie, spun nevoie, mă refer la nevoia de a, de a organiza experiența și de a face predicții. Nu știu ce zice. Așa cum remarca Nietzsche, de exemplu, tot citatul este la Nietzsche. Dacă cercetarea are se îndreaptă către atingerea unui sistem al fizicii care să fie coerent, comprehensiv, economic, în utilizarea sa, atunci un anumit set de principii logice poate să fie mai util decât ceva. Pentru că ne ajută să ne atingem mai bine aceste obiective. Cum s-a procedat, de exemplu, și sau cum au procedat cei ce au vrut să propună și au și propus, doar că n-a prea avut succes, o altă logică pentru mecanica cuantică. Acea mulțime, acel set de principii logice este mult mai eficient pentru atingerea obiectivelor. În urmare, deci, avem o distinție pe care nu trebuie să o neglijăm între adoptarea unui framework lingvistic și operarea în acel framework. Ceea ce poate dar fiindcă au această regulă, au această funcție regulativă, acest framework, principiile logice joacă un rol instrumental. Adică se observă că cercetarea își atinge obiectivele mult mai bine atunci când utilizăm principiile, când utilizăm limbajul pe linia prescrisă de aceste principii. Ele indică direcția în care precizia poate fi atinsă și, prin urmare, fixează un ideal pe care ar trebui să-l atingem dacă vrem să atingem obiectivele în comunitate. Deci, cu alte cuvinte, limbajul natural, așa cum este, de cele mai multe ori este suficient pentru scopurile comunitate. Însă, în anumite activități specializate, cum este știință, avem nevoie de un limbaj mai precis. Un limbaj care să respecte rigorul logic. Și se observă că obiectivele sunt atinse mult mai bine în măsura în care avem un asemenea limbaj. Deci logica are o funcție regulativă. Deci pe logica au o funcție regulativă pentru fixarea limbajului, pentru că ne indică direcția în care precizia se poate obține. Și o ultima idee pe care vreau să o discut și mă voi opri, am amintit în remarcile metodologice despre problema arbitrarietății. Conform interpretării pe care am susținut-o, principiile logice sunt necesare, dar nu au conținut factual. De regulă, argumentul avansat este acesta. Dacă ceva, în acest caz principiile logice, nu au un temei în realitate, nu le corespunde ceva în realitate, atunci ele sunt arbitrare. Conform acestei interpretări, cea doua premisă, ele nu au o termen în realitate. Urmare, logica este arbitrară. Bine, cred că aici este vorba de o ambiguitate, sau de o echivocitate în folosirea termenului de arbitrarietate. Și anume, putem folosi în două feluri. Unul din ele este acesta, zice eu, Wittgensteinian.
Adică ceva este arbitrar dacă nu este constrâns de fapt. O propoziție care nu are o temeie în realitate, nu este constrânsă de fapt, este arbitrară. Este arbitrară. Dar un alt sens, care cred că este mult mai operațional, este cel de-al doilea și pe care utilizez și am. Ceva este arbitrar dacă nu avem un temei pentru a-l alege. Deci o propoziție este arbitrară dacă nu avem un temei pentru alegerea ei. Este arbitrar dacă așa aleg eu. În sensul acesta, logica nu este arbitrară, pentru că, așa cum am spus, comunicarea și cercetarea umană sunt îndreptate către obținerea, către atingerea anumitor obiective, și aceste obiective sunt mai bine atinse atunci când principiile lor ce sunt angajate. În acest sens, logica nu este. Mai mult decât atât, se poate argumenta chiar mai tare, se poate spune că fără angajarea și utilizarea principiilor logice, comunicarea nici nu este posibilă. Ceea ce arată că deci, nu este un lucru arbitrară și mai mult decât atât. Acest fapt este un empiric. Că poți să analizezi prin cercetări empirice că anumite obiective sunt mai bine atinse atunci când se respectă legea. Poate face și la un seminar. Dacă și rezolvă mai bine sarcina studenților, atunci când respectă. Sunt două obiecții pe care nu le voi aminti. Poate întrebări vor veni în direcția aceasta și le voi atinge indirect. Deci foarte pe scurt, aceasta a fost structura generală. Am prezentat și am analizat ceea ce eu consider a fi principalele instanțiere ale principalelor interpretări logice și anume ca principiul ontologic, ca generalizări empirice și ca convenții lingvistice. Și eu am aderat, întâi într-un mod negativ, ridicându-le pe celălalt interpretă, așa că nu am fost adicând anumite temeiuri, pentru o anumită variantă a celui de trei interpretări, conform că ne-au principiul în orice sunt convenții lingvistice, nu sunt îndurate din punctul semnificațiilor anumitor termeni, și anumea termenilor logici, dintr-un anumit interpretări. Precizarea este importantă. Și cu alte cuvinte, dacă ar fi să sintetizez argumentul general, este un fel de inferență la cea mai bună explicație. Această a treia explicație se pare că ne dă, sau cea de-a treia interpretare se pare că ne dă cea mai bună explicație până în prezent pentru principiile logice, conform raționamentului inferență la cea mai bună explicație, putem să o considerăm adevărat. Da, cred că am mai multe întrebări și nu mi le-am structurat bine. Puteți să mă opriți, dar am uitat să menționez asta. Ce? Puteți să mă opriți pe parcursul prezentării. Da. Deci, dacă principiile logice nu sunt, sunt necesare, dar nu sunt despre lume, atunci cum explicați că totuși ele se aplică la realitatea atât de bine? Și dacă iarăși nu sunt despre lume, de ce aceste reguli și nu altele? Pentru că, exact ca în exemplu cu jocul de șah, eu pot să inventez zilioane de jocuri de șah cu alte reguli, dar totuși acele principii logice, din punctul de vedere, sunt cumva distilate din o experiență. Deci nu cred, personal nu cred că poți să ai o cunoaștere nebazată în realitate. Deci dacă avea un experiment, un ghedacăn experiment, dacă avea un creier, dar care este total izolat de orice realitate, deci nu are niciun input senzorial, deci nu vede, nu aude, nu simte nimic, dar structura lui este internă, ar putea, de exemplu, ajunge la conceptul de număr, ar putea distila. Cred că nu are sens, pentru că nu ar avea nici o bază pe care să... Nu știu. Prima întrebare a fost pe linia argumentului Wigner. Dacă nu sunt despre realitate, cum vă explica aceasta? Deci,
the unreasonable effectiveness of mathematics. Bun, acum trebuie să distingem între două chestiuni. Într-un rând, întrebarea mea a fost ce face adevărată principiile logice. Și răspunsul a fost, ele sunt adevărate pe baza semnificației termenilor logice. Dar n-am spus nimic despre originea acestei. De unde vine. Întrebarea a fost ce le face adevărate. Sunt adevărate în virtutea acelor convenții care fixează acele înțelese pentru termenul lor. Acum, firește, că nu este o chestiune cu totul arbitrară că acei termeni au acele semnificații. Putem accepta că aceste convenții cumva au fost sugerate de experiență. Și experiența, într-un anumit fel, ne-a sugerat aceste lucruri. Sau putem să adoptăm o viziune așa în ea. Să considerăm că toate conceptele și formulările lingvistice care apar în cunoașterea umană sunt creații libere ale minții. Sunt creații libere ale minții și nu pot fi deduse din punct de vedere logic din experiență. Faptul apoi că aceste construcții își găsesc o aplicație sunt multe alte construcții care au fost propuse. Unele și-au găsit aplicabilitate, altele nu. Acestea au fost norocoase. Aici e o chestie interesantă. Deci creierul nu este o chestie abstractă. Deci e un obiect fizic. Deci una dintre, să zicem, descoperirile din quantum information este information is physical. Deci informația nu este un concept abstract. Informația se bazează totdeauna pe un suport fizic. Și ca să mă răstrâng la computația cuantică. Ce s-a descoperit este că dacă prelucrăm și stocăm informația într-un anumit fel, cu anumite legi, obținem o anumită teorie. Dar dacă stocăm informația cu legi cuantice, obținem cu totul alte posibilități. Deci, cred că, la fel, creierul și felul nostru de a raționa, de a argumenta, este restrâns de, are niște restrângeri biologice, are niște restrângeri fizice. Deci nu putem gândi în abstract, fără un suport material al creierului. Deci de aceea nu înțeleg gândirea pură despre realitate. Cum poți să gândești pur dacă ai un creier? Creierul respectiv are o viteză de propagare neuronală, are un suport fizic. Deci clar are niște constrângeri fizice. Deci acea gândire abstractă e puțin nonsensică, pentru că nu poți gândi fără un creier. Ca și cum ai spune, poți să ajungi la un principiu ontologic care este total a priori, fără să am niciun corp, fără să am nicio contingență în realitate, fără să mă refer la realitate, dar gândesc un creier abstract, care nu există. Deci creierul este un obiect fizic. Face inferențe. Inferențele respective sunt date de niște experiențe care le-am avut. De cum a crescut creierul. Pot mai mult să spun că felul în care creierul e făcut are o istorie biologică, a evoluat din niște interacții cu mediul. Faptul că vedem o anumită lungime de undă. Deci, chiar conceptul de spațiu, dacă este hardwired în creier, este dat iarăși, în decursul evoluției, este dat iarăși de o interacție cu un mediu. Deci, cumva, întrebarea noastră presupune că concepția aceasta lingvistică, asta principiilor logice, ar presupune la rândul ei lipsa creierului sau că nu există nicio relație între gândire și realitate. Așa mi se pare că această viziune pe care o am prezentat ar presupune că nu există nicio relație între gândire și realitate. Nu să înțeleg întrebarea. Nu. Probabil că mă refer la faptul că nu poți deduce nimic fără să te gândești că totuși ai un obiect fizic cu care gândești. Deci, conceptul de gândire pură, a priori, că nu are sens. Încă un exemplu. Deci, aici, ca un contraexemplu. Deci, aceasta e logica, să zicem, aristoteliană, clasică, occidentală, dar sunt alți oameni, de exemplu, logica indiană, vorba de tetralemă. Faptul că avem P, avem non-P, sunt cele patru posibilități. Deci, nici vorba de principiile contradicției. Că e P sau non-P. Pentru a exclude. Deci aveau P, aveau non-P, și P și non-P, nici P, nici non-P.
Iarăși, a priori, de ce logica aia nu există? Sau, deci, pot gândi foarte multe tipuri de logici. Da. Sigur că era un... Nu sunt împotriva acestui. Da, deci... Cred că sunt niște necărități. Deci atunci când am vorbit despre cunoașterea priori asupra realității, am vorbit, când am prezentat concepția ontologică, asupra principiilor logice, și am spus că dacă e acceptă că principiile logice descriu structura realității, care este ceva empiric, și în același timp acceptă că noi cunoaștem principiile logice a priori, că noi cunoaștem asta o mână, nu avem nevoie de experiență ca să știu că a sau nu, n-a este întâmplat. Așa în mod a priori. Și atunci, punând în conjuncție, asumă o cunoaștere a priori despre realitate. Atunci când am vorbit de cea de-a treia interpretare, și anume principiile lor ce sunt convenții lingvistice, fiind convenții lingvistice, noi ne cunoaștem adevărul în virtutea înțelesului. Și cunoașterea acestor înțelesuri este o chestiune care ține doar de cunoaștere. Nu am nevoie de fapt ca să întâlnim aceste principii. Acesta e un aspect. Acum, problema aplicabilității este relativ separată. Adică mintea noastră produce diferite sisteme de logică, de matematică. Unele din ele își găsesc aplicabilitatea, altele nu. Principiile logice clasice, care este cumva ce am utilizat pe logică, sunt mai nevoioase. Ele își găsesc o aplicabilitate mai largă în domeniul experienței, în anumite domenii științifice. Deci, nu pe tensiunea pe care vă semnalați între faptul că principiile logice sunt adevărate în virtutea convențiilor lingvistice și aplicabilitatea lor și la realitate. Nu văd o tensiune aici. Mulțumesc. Cred că, nu știu dacă asta ajută la ceva, dar s-ar putea spune altfel. Restul când te interesează originea. Cred că exact problema originii era aici. Limbajele, fie ele artificiale, fie ele naturale, sunt rezultatul unui proces de selecție. Limbajul natural e rezultatul unui proces de selecție biologică, să zicem. Dar limbajele artificiale sunt rezultatul unui proces de selecție, nu știm exact de care, cognitiv, social, etc. Cred că despre asta vorbeai, despre faptul că procesul de selecție presupune bază fizică, empirism, raportare la un anumit gen de fapte și nu anumite tipuri de limbaje naturale au succes. Dezvoltă mai departe aplicații și altele poate că nu. Deci există totuși o bază, să zicem, evoluționistă a poveștii pe care o spui, știi? Ar fi ceva pe linia aceasta. Din moment ce logica este un produs al gândirii și gândirea este un produs al evoluției și al mediului, atunci logica trebuie să fie strâns legată de realitatea conjurătoare. Asta e un aspect. Celălalt aspect pe care l-am discutat era dacă poți gândi ceva din punct de vedere ontologic, adică ai o gândire pură. Sau, dacă am înțeles corect, deci varianta ontologică era o gândire pură despre realitate și ajungi la niște, extragi niște principii fără să te referi la realitatea empirică. Dar poate exista așa ceva. Eu pot să presupun un univers cu 20 de dimensiuni, asta nu înseamnă că și există. Deci nu cred că, deci în momentul în care spui gândirea pură despre realitate ajunge la niște principii logice, nu cred că o gândire pură există în sensul ăsta, pentru că gândirea e bazată în ceva, însă și mașinăria, deci computerul respectiv, creierul, are niște limite. Aici sunt de acord cu dumneavoastră. Deci am criticat această concepție ontologică. Nici eu nu cred că putem să avem o cunoaștere prin gândirea pură despre realitate. Adică mintea noastră poate dezvolta diferite structuri. Asta nu înseamnă că eram un corespondent în realitate. Absolut. Dar și cu asta sunt de acord. Dar când am vorbit de a priori, acesta a fost... Deci în prima parte am vorbit despre concepția ontologică, am vorbit despre o cunoaștere a priori despre fapte, despre realitate. Și asta am negat. În cea de-a treia parte, când am vorbit despre interpretarea principiilor logice,
ca fiind convenții lingvistice, am vorbit iarăși despre a priori, dar de această dată cunoașterea a priori nu este despre fapt, este despre semnificație. Cunoaștem a priori principiile logice, pentru că ele sunt adevărate în depunerea semnificației. Și atunci nu am nicio tensiune între cunoașterea principiilor logice și realitatea. Principiile logice sunt valabile și valabile în depunerea semnificațiilor. De cunoaștem a priori și în pasul imediat următor putem să ne punem problema relației dintre ele și realitatea. Ceea ce se poate spune este că ele își găsesc aplicații în diferite, domenii. În gândire, în unitate. Aceste convenții definesc o structură, abstractă, care apoi își poate găsi aplicații. Mai mult, mai puțin. Ai propus o soluție interesantă. Eu aș numi un transcendentalism lingvistic. Modificat în direcție lingvistică. Soluția interesantă pentru că poate oferi un punct de plecare pentru a discuta tensiunea care există în logic, în logică, între pluralismul logic și universalitatea logicii. Asta e o tensiune permanentă și încearcă să fie rezolvată în diverse modalități. Dar înainte de a mai discuta despre această, despre comunicare, aș vrea să spun că am o anumită ambiguitate, sau exemplu de ambiguitate. Când spui principii logice, se poate înțelege prin asta, fie, se pot înțelege două lucruri. Fie principiile prime ale logicii, sau unui sistem logic, fie orice adevăr logic. Asta din urmă e trivial, nu e important de exact, pentru că își are justificarea în funcție de justificarea principiilor. Ești de acord cu asta? Sunt de acord. Am menționat în început că eu înțeleg, dar nu trebuie să privesc. Eu înțeleg principiile logice ca orice adevăr logic. Eu nu le înțeleg așa. De ce? Înțeleg fie orice adevăr logic, fie principiile care constituie, cum zici tu, un cadru teoretic. Pi este un transcendental, un adevăr logic, se zice, în principiile matematică. Dar asta nu constituie, nu e constitutiv pentru un cadru. Pe când principiile, să zicem, logicii clasice, identității, non-contradicție, terțul exclus, sunt constitutive. Dacă le proiectezi într-un sistem de logică de tip Hilbert, ele iau locul, sau analogul din geometrie, ele, astea, principiile propriu-zise ale logicii, iau locul, sau sunt egale, cu axiomele generice. După aceea există teze într-un sistem axiomatic și, pe urmă, există propoziții logice oarecare. Toate au caracterul de adevăruri logice, dar caracterul de principiu revine numai primelor. Da. Ți-aș arăta cum. Ele constituie cadrul. Orice axiomă din Euclid sau orice principiu logic, prin logica generală, să zic, cum dovedești că e constitutiv pentru un cadru? Foarte simplu. Dacă îl negi, poate să rezulte o altă teorie, o teorie alternativă. Dacă îl substitui, poate să constituie o teorie mai generală. Cu adevărurile logice particulare nu sunt așa. Poți să-l negi sau poți să-l substitui cu ceva și iese nimic în sensul constituirii unui cadru conceptual lingvistic. Deci, dacă scoți axioma postulatului Euclid, poți să o scoți simplu și ai axiomă generală, sau geometrie generală, abstractă, sau poți să înlocuiți cu una din negațiile diferite, un principiu postulat de unicitate, are mai multe negații. Asta se întâmplă cu principiile. Și așa se pot, cred eu că poți demonstra caracterul lor constitutiv. Vezi ce fac analogiilor sau ele constituie domeniul acesta, exact cum negațiile lor constituie teorii alternative. Dar sunt și principii care sunt, nu sunt primare, deci nu sunt axiome și sunt deduse. În schimb, se pot înlocui cu una dintre principii. Deci există formulări în Zermelo-Frankl, în teoria mulțimilor. Pornesc cu
10 axiome și deduc unele lucruri. Sau o să iau unul dintre lucrurile care l-am dedus, deci sunt lucruri rezultate din asta și înlocuiesc una dintre axiome. Deci sunt principii, sunt axiome care pot fi substituite cu altele. Și sunt echivalente, deci sunt principii echivalente în care dacă iau axioma 1 plus restul, rezultă axioma 2, dar după ce sunt interschimbabile. Sunt formulări alternative, exact. Ca și în teoriile fizice, au formulări matematice alternative. Dar între axiomele astea, care pot fi selectate diferit, și simplele teoreme, există o diferență. Nu pot spune. Da. Mai generale sau... Da, ca să funcționeze acolo. Ca și principiul, poți lua un paralel. Se poate forma într-un fel, se poate formula ca, de exemplu, el formă. Exact, deci. Nu știu că există totuși o diferență. Mă gândesc la textul lui Hilbert, gândirea axiomatică. El acum vorbește de axiomatizarea teoriei. Și, într-adevăr, axiomele au un statut special în raport cu celelalte teoreme, pentru că poți să le deduci, poți să deduci toate celelalte teoreme, numai din anumite axiome. În logică, lucrurile nu stau așa. Deci, în logică, ai această relativitate a axiomelor în raport cu teoremele și sunt diferite axiomatizări ale logicii, care pornesc de la alte axiome. Sunt axiomatizări cu o singură axiomă. Sau sunt axiomatizări fără nicio axiomă, cum sunt sistemele de deducție naturală. Și atunci... comparația poate nu a fost bună. A fost numai ca o analogie. Una e că axiomatizezi diferit și alta e că totuși orice logică trebuie să fie definită de anumite principii. E o singură teorie logică, da? Într-o axiomatică. Există o diferență între principiile logice și principiile logice. Între adevărurile logice, da? Și principiile care dau cadrul constitutiv al logicii. Este interesant. Au o putere de deducție mai mare, deci generează mai multe teoreme. Da, generează teorii alternative sau teoria de-a tale, ca să vezi că e generată de ala, neagos să vezi ce face asta. Negația ei este construită, pe ea se construiește o teorie alternativă la asta. Deci acesta... Când construiești asta e post-factum, adică odată ce o ai construită, poți eventual să trasezi la dar principiul. Dar așa dovedește că principiul ăla are caracterul constitutiv. Deci acesta ar fi criteriul. Este principiul dacă negația lui conduce la o teorie alternativă. Nu, asta este o justificare intuitivă. Nu. Afirmația ta e ok. Este un principiu constitutiv pentru un framework. Nu pentru gândire în genere, nu pentru orice cunoaștere teoretică și așa mai departe. Dar eu vreau să spun cum se poate justifica acest principiu constitutiv. Nu prin faptul că determină relația dintre sensuri, deci lingvistic, ci prin faptul că determină construcția teoretică, arhitectura teoretică. Trebuie să discutăm mai mult pe tema aceasta. Dar, într-adevăr, dacă luăm acel criteriu negat al conduce la teoria alternativă, asta, într-adevăr, îți arată că în logica clasică sunt anumite principii fundamentale, cum este terțul exclus, negarea lui duce la intuiționism. Sau dubla negație, contradicția duce la logica paraconsistentă. Asta la logica intuiționistă, la teorii matematice diferite. Dar nu știu dacă se face, din ce am citit eu, nu se face această distinție între principii ale logice, ca niște metaprincipii. Sunt constitutive de procesul sistem de logică. Și principii logice, în sensul ăsta, orice axiomă sau teoremă. Nu știu dacă ați întâlnit ceva. Pe vremuri se făcea, existau, au fost dispute ample în privința acestora. De exemplu, polemica lui Church cu unul care recenza pe Moisil, Langford. Foarte interesantă. Pentru a vedea natura principiilor logice. Păi sunt foarte multe. În ultima vreme se discută din nou despre principiile logice în încercările de a defini ceea logică universală. Fie în sensul matematicii, adică algebra universală, adică o teorie generală a structurilor de tip logic,
și o algebră logică nu are sensul unic, că e singura care dă naștere, generează adevărurile logice. Sau... Deci se justifică, se discută din nou, la nivelul ăsta care spuneam al principiilor, princeps. Ar fi diferența, dacă tu zici că în logică nu e nicio diferență. În alte domenii există o diferență între, să zic, principii și principii prime. La Kant, de exemplu, există principii, princip și enfants grunde, principiile prime. Ălea sunt constitutive, principiile prime. Logica există datorită acestei considerări, că toate principii... Că orice adevăr logic se poate transforma într-o regulă. Nu pentru acest motiv, că este convertibil într-o regulă de inferență. Că asta oricum este valabil pentru logica clasică, care este compact. Dar toate adevărurile logice exprimă același lucru. Adică nimic, ele sunt echivalente, sunt tautologice. Și atunci poți să reprezinți axiomatic diferit același sistem de logică, alegându-ți diferite axiome. Și atunci relativitatea principiilor raport, sau axiomelor în raport cu teoremelor este la acasă. Ceea ce într-un sistem axiomă, în general devine teoremă și atunci ce mai e? Axiome și teoreme sunt în același regim. Principiile da. Sunt în regim. Și cum putem să le exprimăm? Pentru că poți să axiomatizezi cu un număr de axiome, toate acestea, la rândul lor, pot fi cercetate din punctul de vedere al principiile logice spun lucruri diferite la niveluri diferite. Una este ce spun ele la nivelul propozițiilor unei teorii, altele ce spun la nivelul întregii teorii și altele ce spun la nivelul, să zicem, practicii teoretice, unei activități mult mai generale. La nivelul propozițiilor, ai dreptate, sunt așa, dar la nivelul teoriei nu sunt. Sunt diferite. E diferența între tautologie și principiul logic. Dovadă că principiile logice, astea clasice, la nivelul teoriilor se transformă în cerința de consistență, cerința de completitudine, deci are și o funcție la nivelul ăsta, principiul logic, nu doar că este un adevăr într-un sistem. Trebuie să citești, să repet mai mult la ideea asta, nu m-am gândit. Dar sunt de acord, fără fi o... Deci, unele principii sunt presupuse și în metateorie. Nu o contradicție, ceea ce i-ar acorda un statut aparte. Principiul al logicii. Doar un principiu logic. Trebuie să mai discutăm. Dacă nu mai sunt alte observații, aș vrea totul să iau ideea aceasta cu aplicabilitate. E o obiecție des adusă acestei interpretări. Anume, dacă consideri un sistem de logică ca fiind o teorie abstractă, care nu este extrasă din realitate, atunci nu poți explica de ce totuși aici găsești aplicația. Nu mi se pare că e ceva paradoxal aici. Gândiți-vă că poate e mai bine să luăm exemple din matematică. Sunt construite diferite teorii matematice. Unele, în prezent, nu au nicio aplicație. Pe viitor, deci, nu se scurge. Ele nu sunt extrase din realitate. Conceptele pe care se leagă sunt extrase cumva din realitate. Deci e un fir lung. Deci, din aproape în aproape, undeva, toți sunt grounded in reality. Conceptul de număr, de exemplu. Deja, eu sunt de dreptul unei... Deci nu sunt direct legate de realitate, dar sunt ca o, iar metaforică, o ramură undeva unui pom. Dar dacă mergi din aproape în aproape, există o continuitate... tot așa, o metaforă care a folosit a fost continuitatea ontologică a principiilor matematice. Există o continuitate a lor, a teoriilor, care par foarte abstracte și fără aplicație, dar ele sunt extrase din alte teorii asemănătoare, care în cele din urmă sunt undeva în realitate, sunt bazate în realitate, în ceva care le leagă de empiric.
conceptul de număr, de geometrie, care sunt cele mai generale și de aici pornesc toate. Nu știu că sunt continuitiste, ci fiindcă există stabilitate în matematici. Asta este de schimbarea de limbaje, cred. Nu, dar... Pentru că anumite, ele pot să fie foarte frumos legate de ciclul de limbaj, pe care să rezumăm în moment, pentru a rezolva niște probleme. Și cu bază, asta se poate schimba de la cele probleme pe care le are. Dar tu și o conexiune cu realitatea. Nu văd altfel. Nu văd o chestie total izolată de... Nu văd o chestie care plutește în neant. Total izolată de orice. Fără nicio interacție. Deci fără să interacționez, o chestie puțin ilogică. Adică... Nu are. Da. Vedeva cu realitatea în nivelul unei filologii evoluționiste care mă ghime să văd în realitate. Cred că dacă... ca exemplu, o anumită teorie fizică, poate în general, și principiile acelei teorii, ipotezele cele mai generale. Mi-e bine greu să cred că acele principii au fost formulate inductiv, prin abstracție din experiență. Considerați că așa stau lucrurile? Pare la da. Eu sunt, mie îmi place viziunea lui Einstein aici. Chiar și cele mai abstracte, scuze. Viziunea aceasta, că Kant consideră că doar anumite principii sunt teorii. El spune că ar trebui să mergem mult mai departe. Ar trebui să considerăm că toate conceptele și formulările lingvistice care intervin în gândirea și în exprimarea noastră sunt produse, sunt creații libere ale intelectului și nu sunt abstrase din punct de vedere logic din experiență. Cine spune asta? Kant sau Einstein? Einstein e un astfel de metode fizice teoretice, după ce a construit teoria generală a relativității, înainte nu îndrăznea să facă așa. Formularea asta apare în teoria cunoașterii la Bertrand Russell. Considerația asta teoriei cunoașterii... Și o simt ieși. Dar aici nu avem multe de mică să decidem. Ce înseamnă prin creații libere ale spiritului? Adică sunt niște propuneri. Da, dar iarăși. Propunerea respectivă, dacă ne gândim microscopic, sunt niște circuite intraneuronale, sunt niște neuron firing. Deci, astea nu sunt abstracte, nu flutesc undeva fără nimic. Deci, dacă sunt creații ale creierului, creierul are o bază fizică, deci are niște neuroni care fire, care... Cum se spune fire? Care semnalează într-un anumit fel. Sunt constrânși, de exemplu, să nu se propage cu o viteză mai mare decât viteza luminii. Deci, produse libere ale creierului uman, dar când constrângerile creierului uman. Sigur, dar sunt aceste constrângeri, pentru că mintea are un suport neurologic. Exact. Dar asta nu înseamnă că tot ceea ce ea creează trebuie să aibă un corespondent în realitate sau acel concept. Acea judecată, acea teorie trebuie să reflecte ceva mai îndeaproape sau... Nu reflectă o anumită realitate. Că, de exemplu, eu pot să concep universul în care viteza de propagare a semnului mai mare decât viteza luminii. Asta nu corespunde realității. Dar e cumva legată de un concept care, fie prin asemănare, fie prin negarea lui, se duce în ceva care este palpabil, care e realitatea, în sensul ăsta. Deci e un fel de joc de... analogii și de lanțuri. Deci nu pot concepe ceva care e total rupt de realitate. Undeva, prin legătura asta, e o coardă, o coardă umbilicală către ceva din realitate, chiar dacă e foarte departe de ea. Chiar dacă acceptăm că anumite concepte sunt sugerate de către experiență, cumva această critică, cred că trebuie să o semnala și anume că dacă limbajul nostru nu este independent, limbajul, mintea, dacă nu sunt independente de lume, atunci fiecare producție adevărată din limbaj trebuie să fie, la rândul, independentă de fapt. Nu neapărat. E o concluzie care nu mi se pare natural. Nici nu mi se pare, dar cumva pe mine aceasta vine argumentul. Dacă mintea noastră și limbajul nostru sunt produs al evoluției și sunt strict
constante și legate de realitate, atunci și produsele minții noastre trebuie să fie într-o anumită legătură cu realitatea. Așa sună argumentul. Au o asemănare, dar un desen, dacă desenezi o mașină, desenul respectiv nu e o mașină, e o reprezentare a mașinii, sunt numai niște linii pe hârtie, dar eu pot să o văd ca... Eu când discut de adevărul logice, principiile logice, în sensul acesta de adevărul logice, întrebarea mea din timp este ce le face? Care este temeiul adevărului lor? Aici am o întrebare, poate venind dintr-o... din afară. Ce e adevărul? Deci vorbim despre, ok, ce le face adevărat, dar cum definim adevărul? Deci, să definim mai mult. Deci, nu este conformarea cu realității, ci ce înseamnă adevărul? Deci, cum definim adevărul? Acceptăm... Eu accept, acum nu e interesant, filozofii discută interminabil despre adevăr. Accept că există o diferență între adevăruri sintetice, adică propoziții adevărate pe baza faptelor. Ai o anumită propoziție, vrei să vezi dacă e adevărată sau falsă. Și dacă relevantă pentru determinarea adevărului ei sunt faptele, propoziția este sintetică. La antipod, acolo opus, ai anumite propoziții al căror adevăr nu se întemeiază pe fapt. De exemplu, celebru exemplu profesor, toți celibatarii sunt bărbați necăsătoriți. Adevărul acestei propoziții nu este dependent de fapt. Sugestia mea este că și adevărurile logice sunt de tipul propoziției din urmă. E o convenție logică. E o convenție lingvistică. Asta și susține. Dar, pe de altă parte, ca să definez convenția respectivă lingvistică, mă refer la ceva. De ce sens mă refer la ceva? Mă refer la un referent, am un referent în realitate, celibatar. Există acest lucru. Asta pentru aceste celibatare. Aș putea concepe o specie care nu are conceptul de celibatar. Hai să zicem astfel, limbajul, așa cum te pregăteai să răspund la chestia aia, dezvoltarea istorică, că e linguistic framework, trebuie să dai în același timp seama de evoluția lui, care evoluție vine dintr-un fel de input cu realitatea, aici aș fi de acord. Deci sunt niște input-uri dintre realitate. Fac pe savant să vrea tot timpul să schimbă limbajul în care vorbesc și să vorbesc cu un alt limbaj, dar în același timp este o stabilitate a limbajului. A limbajelor. Și aici înțeleg că vrei să regăsești niște principii logice la nivelul de stabilitate a limbajelor. Nu putem să schimbăm cadrul lingvistic chiar oricum și n-a fost schimbat chiar oricum, nu? Bun, dar omul de știință vrea să-l schimbe. Mai ales dacă merge pe direcția sunt creații libere ale minții umane. Ce vrem noi să schimbăm, da? Bun. Și atunci trebuie să te joci, și aici e de fapt partea interesantă. Ce dă stabilitate, ce dă schimbarea. Dacă acceptăm că schimbarea vine dintr-un fel de input empiric, confruntarea cu ceva fapte, ce dă atunci stabilitate? Tot un input empiric sau altceva? Deci, asta înțeleg. Că schimbarea unii argumentează că schimbarea vine ca urmare a unei experiențe recalcitrante. Este, de exemplu, viziunea lui Quine. Sunt anumite experiențe, cum a fost cel din mecanica cuantică, care cumva ne-au determinat sau ne-au sugerat să schimbăm anumite principii. Eu nu sunt de acord că lucrurile stau așa, dar partea a doua nu sunt sigur că înțeleg. Ce dă stabilitate cui? Limbajul. Cadrul lingvistic. Sau n-ai cântă în practică. În principiu, cred, nu-i de spus să spui că orice cadru lingvistic, oricum, merge. Da. Nu? Sunt, dar în primul rând, de principiile logice, cred că sunt unele din acele elemente care dau stabilitate. Nu sunt simple. Dar sunt elemente care dau stabilitate. Fără principii logice, acel cadru devine unul non-rigid. Originea acestora este wired in the brain. Originea principiilor logice. Da. Originea elementelor care dau stabilitate în bază. Și uite cum ajung nou la ei. Ce să fac? Probabil sunt anumite
elemente neuronale care susțin și asta e o cunoștință științifică. Sunt asemenea elemente care susțin capacitatea lingvistică, dar nici măcar Chomsky, care merge în această linie, nu susține că principiile logice cumva sunt determinate sau își au temeiul în asemenea structură neuronală. Dar oricum, el nu mi se pare relevantă întrebarea cum ajungem la ea. E interesant. Și dacă psihologia a evoluat atât de mult încât să ne spună cum ajungem la ea, e foarte bine. Dar pe mine mă interesează mai mult în ce și-au ele temei. Deci, o întrebare este logică. Ce le face adevărat? Sunt făcute adevărate de fapte? Zic că adepții viziunii ontologice. Ele sunt niște ipoteze empirice și dacă sunt confirmate, atunci au niște truth makers, nu știu precis, care sunt aceștia, dar sunt de natură empirică, sau sunt adevărate pe baza semnificației. Mi se pare că singurile elemente relevante pentru determinarea valorii de adevăr, nu e propoziție de logică, sunt semnificații în termenul. Și chiar cineva, un articol recent, 2014, pe tema convenționalismului logic, începea chiar așa. Mie mi se pare că însăși practica logicii este un temei fundamental pentru ideea convenționalismului logic. Cumva, dacă te uiți la practica logicii, imediat că ei nu lucrează cu altceva decât cu semnificația termenilor logice, pentru a-și defini teoremele, regulile de inferență și ceva. Nu ai nevoie de altceva. Nu ai nevoie să faci apel la ceva extra-lingvistic. Din moment ce definești limbajul, din ce se apropie limbajul, care este semantica acelui limbaj, nu semantică, dai semnificație termenilor logice, pe baza semanticii sau operativii referent de a construi și un sistem de deducție. Hai logica și... Asta seamănă cu teoria lui Dummett. Aceste idei principiilor printr-o teorie semantică. Nu m-am gândit prea mult, dar nu sunt. Dar miza e aceasta. Logica nu are nimic de a face. Nu are nimic de a face în sensul temeiului ce e relevant pentru toate lucrurile. Nu are nimic de a face cu faptul empirice, cu structura cea mai generală. În fond, sunt puțini care mai susțin prima interpretare, mai ales în varianta asta de comunista, logica descrie structura cea mai generală. Dar sunt foarte mulți cei care consideră că logica este pe linia lui Paș. Singură observație, formularea aceasta lui Einstein e contextuală. Nu trebuie luată ca pretext pentru a interpreta convenționalist sau e o interpretare, o formulare la care a ajuns în strădanile lui de a construi teoria generală a relativității, când s-a epuizat, când el n-a reușit pe calea pe care o numește în 1914 a teoriilor constructive. Să găsească un model elementar și a apelat la calea teoriilor de principii sau ale principiilor. Și a pus, asta numește calea matematică, și a început apoi cu covarianța generală, cu o structură top-down a teoriei relativității. Și cu această ocazie el a fost convins să formuleze această idee. Nu e o teză epistemologică universală. Este o reflecție pe baza modului în care lui de a reuși. Alte ori, însă, semnificația asta, o semnificație mai generală poate fi asta. Nu există, asta a spus-o, nu există Einstein, o cale logică de la experiență la teorie. Deci, lasă mă. Nu putem trece, din punct de vedere logic, de la experiență la ceva. Da, dar eu cred că tot și asta e tot în sensul primeia. Adică, reflexul lui
reflecția lui filozofică asupra modului cum a reușit să construiască teoria aceasta a gravitației universale. A revenit la metoda anumită a matematicii și nu la metoda constructivă de tipul cel de pe care o teoretizează el în opoziția între teorii ale principiilor și teorii constructive. Da, e o istorie întreagă a acestei formule. Ultima remarcă și închei ca să termin și timpul. Ideea aceasta pe care am susținut-o este coerentă și se poate armoniza cu o viziune asupra logicii, care principiile logice sunt văzute ca niște produse ale evoluției. Am ajuns la acest set de principii logice datorită constrângerilor de mediu. Mintea noastră trebuie să se adapteze la mediu, a trebuit să formuleze, să construiască anumite instrumente, am ajuns la acestea pentru că ele s-au devenit mai utile. Dar în pasul imediat următor, când pui întrebarea aceasta, care este temeiul, ce le face adevărat, răspunsul este tot ce pe care îl oferim, cele sunt adevărate de câte semnificații. Noi am ajuns la aceste semnificații și, prin urmare, la aceste instrumente, datorită evoluției, se poate spune, sau se poate merge pe altă manieră. Dar temeiul este altceva. Una este originea, altă este temeiul. Atunci putem concepe diverse logici. Adică, dacă uităm originea, putem să ne imaginăm cu tot o altă evoluție, altă istorie evoluție. Aici sau evoluție pe alte planete, care... Sigur, de la formularea este de genul acesta. Pentru obiectivele noastre, s-au dovedit a fi mai bune aceste principii. Pentru alte obiective, da, asta exact iarăși o ancorează în empirică, în realitate, obiectiv. Obiectivul se leagă clar de ceva ce vrem să facem, să construim o teorie, să prezicem ceva. Deci, când mă refer la obiectiv, obiectivul ăla e definit cumva, sau e ancorat cumva în realitate, pentru că altfel nu văd plutind undeva. Avea o teorie fizică consistentă, eu nu pot să spui. Deci ai un input empiric asupra limbajului, că input empiric nu e asupra logicii, e asupra limbajului. Și știința tot timpul schimbă semnificația, că din ora asta face. Deci, întrebarea este cât de tare efect afectează schimbarea semnificațiilor principiile logice. Aici se poate spune și asta, că la un fel de patru ele. Deși păstrăm constant inputul empiric, putem avea semnificații diferite. Arată că nu ai o cale univocă între input empiric și aportarea anumitor semnificații, anumitor expresii. Subdeterminare. Subdeterminare, da, care este